Franța, Italia, Germania, că am văzut din nou că are foarte multe cazuri de coronavirus, unde e un grup mare de români. Cum va decurge acolo votul? Nu știm deocamdată dacă, deci la ora actuală știu că se vor desfășura alegerile, dar situația poate să se schimbe de la o zi la alta, în funcție de evoluția situației pandemice în țările respective. Este foarte greu de prevăzut. Acum mai este o lună. Intrăm în câteva zile până, în campanie. Da, până la alegeri. Acum o lună noi aveam, cred că, sub 1000 de cazuri pe zi. Acum avem 6000 de cazuri. Deci este greu să prevedem ce va fi.